Bun, fraților, bine v-am regăsit la un nou mega episod. S-au strâns 10.000 de like-uri la clipul când am fost jucătorul celor de la FCSB pentru 24 de ore și astăzi continuăm nebunia. Voi fi jucătorul Craiovei pentru 24 de ore la meciul contra celor de la FCSB. Așadar, haideți din nou cu cea mai mare susținere acolo să continuăm seria asta în toată țara. Primul pas de astăzi, deplasarea la Craiova, pe care deja am făcut-o. Uitați-vă și voi acolo cum se vede orașul și ce mișto este. Al doilea obiectiv de astăzi va fi să ne cazăm la un hotel cu vedere direct către stadionul Oblemenco, unde n-am mai fost niciodată până acum. Al treilea obiectiv, să ne îmbrăcăm cu un echipament, tricou, nu contează, bluză, de la Craiova, să ne întâlnim cu un jucător de la echipă. Acesta este un obiectiv foarte greu și mai mult de atât, să ne antrenăm cu el, lângă el, înainte de meci, pentru că astăzi este ziua meciului. Să mergem, bineînțeles, la super meciul dintre Craiova și FCSB, să fac poze cu fanii, să mă apropii cât mai mult de teren acolo jos și, bineînțeles, să ne bucurăm de super meciul din această seară. Al doilea obiectiv, așa cum am zis, am sunat la hotel și mi-au spus că au vedere către stadionul Oblemenco. Acesta este hotelul aici, destul de mare. Și mai mult de atât, Andy, cei de la Digi Sport sunt cu noi, vezi? Da. Poate transmitem noi direct de la hotel de aici. Hai să vedem dacă într-adevăr are vedere sau nu. Urcăm, emoțiile sunt mari. Băi, vreau două obiective îndeplinite acum. În primele 10 minute vreau să vedem stadionul, mai ales că nu l-am văzut niciodată până acum. Dar acum e momentul. Acum e momentul așteptat. Ideea e că habar n-am încotro să mă uit. Băi, ca și cum eu aș fi jucătorul Craiovei și locuiesc undeva lângă stadion. Dar haideți să vedem dacă îl vedem. Aici e biserica. Uite-l în dreapta, acolo. Unde bus? Ia uite. Ia uite, da. Câtă arena, zici că e zene. Zici că e Alianța Arena, vezi? Da. Se vede, nu? Mamă, cât de șmecher arată. Deci au avut dreptate cei de aici de la hotel. Avem vedere direct către stadion. Deci cu Arvine avem cafeluța și ne uităm frumos acolo. Două obiective îndeplinite. Rapid, zic eu. Mai ales ăsta cu puține emoții. Și haideți să vedem următorul obiectiv. Ajungem în mall, direct la magazinul oficial de la Universitatea Craiova și cumpărăm și noi ceva frumos aici. Haideți să vedem ce ne-am cumpărat. Stai să nu se vadă bonul. Oh, ce avem noi aici? Tricoul oficial de joc al celor de la Universitatea Craiova. Forța acolo. Deci pot să zic că jucătorul lor 100% astăzi. Mi-am luat XL că deja avem vorbită. Și trebuie să mergem acum să ne întâlnim cu jucătorul de la Universitatea Craiova, să ne antrenăm cu el. O să vedeți imediat despre cine este vorba. Și ajunge pe stadionul secundar al celor de la Universitatea Craiova, direct pe banca de rezerve. Și stați să vedeți cum se vede de aici stadionul. Deci uitați-vă și voi de la firul ierbii. Uitați-vă cum se vede stadionul. Aici joacă echipa Under 19 de obicei. Și acum suntem în așteptarea jucătorului care ne-a promis că vine. Sper să nu ne dea țeapă și ne și antrenăm puțin cu el înainte de meci astăzi. Fraților, se ține de promisiune fratele nostru, Atanas Strică, atacantul celor de la Universitatea Craiova. Pe bro, mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația și totodată pentru că m-ai invitat și m-ai primit aici la tine pe teren. Ai joci tu la echipa Under 19, nu? Echipa a doua. Echipa a doua, bănuiesc că ești golgheter acolo. Haaland de România sau mai degrabă Vlahović, nu? Așa face parte de Vlahović. Și acum, așa cum am promis, vom face și un mic antrenament. Mi-arăt ce faceți voi înainte de meci, că practic eu sunt cu voi în echipă, știi ce zic? Da, da, da. Îi se arătăm gol împreună, amândoi, da? Acum totul plecem, facem alegare ușoară. Alegare ușoară, da? No one knows what I've been through, but this is the end of me and you. Set your mind free. Ziua meciului de obicei, când aveți meciuri sau? Ziua meciului nu. Doar la dinainte de meci de acolo, da, nu? Da.
Ține picioarele. Păi le ții scurtă. Așa spate. Ok, le scurtăm. Rupem în seara asta. Să chem și doctor. Atanas, un pronostic pentru seara asta? Vreau să fiu realist și eu o să zic un 1-1, dar sper să câștigăm destul de lejer așa. Vreau să fie o victorie. Eu aș merge fix la fel ca el. 1-1 zic și eu pentru seara asta. Chiar dacă mi-ai ieșit luta pentru titlu, pentru că a câștigat CFR-ul. Știu, știu, da, da, cu FC Argeș. Sper să măcar să luăm locul 2, măcar locul 2 să luăm. Da, 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 da. Noi suntem pregătiți de meciul din seara asta și nu uitați, urmează pe canal un super clip cu fotbal versus Atanas pe care îl spun chiar acum. Am ajuns în fața stadionului, gândiți-vă că mai sunt 2 ore până la meci și uitați-vă câtă lume este. E full. Eu am zis deja pronosticul cu Atanas 1-1, Andy. Și eu mă gândeam la un 2-2. 2-2, deci foarte adică multe goluri. Multe ori să fie. Goluri multe, da, da, da. Haideți să intrăm în stadion. Deci e oficial, gata, am semnat, da? Da, da. În locul Ivan. Bombă nuclear albastră, uitați-vă și voi cât de bine poasa arată. Cât de mare e, da, la prima vedere nu pare mai mare ca Național Arena. Ba da. La prima vedere pare mai mare și decât Național Arena. Și mai nou, se vede că e mai nou, clar. Arată foarte, foarte, foarte bine. Și aici n-avem chestiile alea cu euro. Știi că pe Național a rămas la euro. Aici noi avem, totul este albastru și frumos. Și acum vă zic sincer, îmi doresc tare mult să cobor jos pe gazon, dar să vedem dacă putem. Bine, la firul ierbii mai e un pas, Andy, să intrăm în teren. Ce zici, reușim? Ar fi bine. Ar fi frumos, mă, ar fi frumos. Ar fi prima dată în viața mea când intru pe un teren de Liga 1 la un meci, nu înainte sau ceva. Hai să încercăm. Băi, tatăle, mulțumim din suflet celor de la Universitatea Craiova. O să reușim să intrăm. Vă recunosc că am emoții și Andy. Și tu ai emoții, nu? Nu, n-am! Mergem acum să ne antrenăm. Vai de cap! Este prima dată în viața mea când văd și eu cu ochii mei ceea ce vede un fotbalist profesionist, vedeți? Așa vede un fotbalist profesionist în momentul în care este pe teren și joacă. E o senzație unică să vezi tribunele cu toți spectatorii. Suntem aici cu cei mai tari jucători de FIFA din Craiova, Oviță. Suntem cu din lume, mă! Și din lume! Oviță Buzărnescu și cu Mercea. Am și o întrebare pentru tine, Tudor. Te plimbi? Frate, așa sunt eu, mai figuros. Lotul Craiovei. 2-0 Craiova. 3-1 am zis. 3-1 am zis eu. 3-1. Bun. Hai să vedem. Fraților, efectiv, nu știu ce să mai zic. Deci, pe cuvântul meu de onoare, chiar nu știu ce să mai zic și ce să mai vorbesc când văd cât de fain se vede de aici. Uitați-vă și voi, toți băieții, cât de frumos se vede. Stați băieți și antrenorul Craiovei, Regenkamp. Au ieșit portarii la încălzire, Târnovanu și cu Vlad și ne-am și echipat cu Universitatea Craiova frumos. Bă, sunt jucătorii celor de la Universitatea Craiova, atât eu cât și băieții din spate, cred că-s noile transferuri. Iliaceli. Breaking bills, friends breaking off. Bye. You could be the youngest, I'm the dawn.
Au ieșit băieții spate la încălzire și tot stadionul huiduie. Și uitați-vă ce galerie frumoasă au cei de la Universitatea Craiova. Cu baloane. Cu baloane, da, cu de toate. Aia tare. Și intră și echipa Craiova. Acum, acum. Fiți atenți, țineți-vă. Conferința de presă dinaintea meciului aici frumos, unde stau și jucătorii și avem în spate toți jucătorii de pe teren care se încălzesc acum, intrește în încălzire. Nope. Mascota noastră. Vrea să fure mingea. Crossbar challenge. Dar gol, fraților! Primul gol din Liga 1! Dați, fraților, organizare ce înseamnă Craiova. Dați ce aici? Festivalul internațional și... Și e plin, plin, plin stadion. Efectiv. În acest moment priviți unde suntem. Opa, bravo, Piacin! Bătălia galeriilor momentan, uitați-vă și voi, stadionul absolut plin și acolo în colț, fanii celor de la FCSB. Șutul lui Tarni peste poartă, primul șut al lui Tarni.
atât pot spune, cel mai frumos meci din Liga 1 din acest sezon din punct de vedere al atmosferei. Absolut fabulos, în adevărat în sens al cuvântului. Și un meci cu foarte multe ocazii, atât din partea celor de la Universitatea Craiova, cât și din partea celor de la FCSB. Și în a doua repriză vrem mai multe goluri, cel puțin două goluri. După ce data trecută am mâncat la fel ca jucătorii de la FCSB, astăzi bem aceeași apă. La cei de la Craiova ne-a adus Atanastric acolo, pe care îl pupăm, îl vedem acolo. Așadar, vă las aici cu stadionul. Până data viitoare, eu am fost Tudor și m-am pupat. Pa!